Mai face o filmare, Mișel. Nu? Aoleu, dacă ți-a dimit bătrânul de la Toba Uite. Hai, da, mă, hai! Prinde unul, Mișelule, prinde unul. Băi, Mișelule. Ah. Prinde unde, unde? Da, da, da. A dus o tric, a dus. Nu o tric, a ajuns pe multe. Ăla Lucian știe de... Se dezbrăcă în cașul de asară, ui. Vine el de astăzi. Cam micuț, dar în timpul ăsta ne mulțumesc. E gustos. Asta vede, rămâne de puțin. Punea pompii și face cașa. Mai cu întârziere, dar niciodată nu-i târziu, zice că prezența e mare. Nu. Bun. Le-ați dat cheag deja, domnul? E și închegat cheagul, e dat de o oră. Trebuia să fie și cașul spus.
Poate, mai stea până la anul 1-2, gaciucu. Fumul ăsta lângă vatră, pe semne că este cașul gata afumat. Aia, da. Băi, pe mine nu mă deranjează, e și fum și mai mult câteodată ca acum, dar cred că m-am obișnuit că văd câte unul vine, imediat o fuge afară. Mai plâng și eu câteodată, dar nu. Și băieții mai plâng câteodată. Mult nu mai am nicio. Acum, în timpul ăsta, bine, dar acum nu poți să zici că e... Până acum a fost vara, acum a început toamna. După anul timp. Dar tu se împuținează lapte. Se, nu, are mâncare, are, dar frigul, dacă e frig, mai scade la... Da, mă simt că e destul de caldă. O a zice acum câte unii că mă chinui în cazan, dar nu. Sunt mai bătrân, mai aia, nu mai mă mișc. Că nici mai încerc. Dacă grăbești situația, după aia nu iese ca lumea. Trebuie dădăcit. Ei, descântat. Băi, când vă mai duceți cu la târguri, să-mi luați și mie o pălărie, băi. Că am primit observații după pălăria, că am pălărie de boscheta. Luam una de aia de cowboy, bă. Nu, nu, de aia de cioban, mă, că de aia trebuie să... Clop din ăla? Da. Asta para boschetar, asta nu o cioban. Îți spun și ce după tine, după ce închei filmarea. În Italia, băi, am primit răspunsul ăsta. Asta toate bune și alea, dar pălăria asta de boschetar. Adi, hai uite, mută-te. A ieșit cașul. N-a ieșit încă, acum îl scoate. Uite, ăsta e micuțel, ăla, nu? Valoros. Patru bidoane de lapte, n-a mai mult, dar asta vară nu l-am avut. Patru bidoane de lapte, este nu... De 25 bidoane, nu de 2 litri. Din 100 de litri de lapte, da. Atât așa. Nu l-am cântărit, tot am zis să-l cântăresc, așa de curios. Normal că am la 10 litri de lapte, dar asta e pun vara cu laptele mai grase, chiar cum a zis. La 10 litri de lapte un kil de caș. Da, da, asta mai primăvară când e iarba mai slabă, mai ele, acum ar trebui să iasă mai mult, mai puțin, depinde și de vaci, că n-are toate laptele la fel la grăsime.
Mai este și de sară în cum, tot așa, dar sara are mai mult piele, Dumnezeu. Doar ziua e mică, dar are mai mult lapte, mai aproape de 5 bidoane. Acum rământăm, rupem capul alotul. De câte ori rupeți că? Acum nu mă aud, da. Am rupt și de 2 ori, și de 3 ori. Dacă îl mai face nepotul, îl mai rupe de 2 ori, de 2, de 3 ori îl pun. Las fiindcă e greutatea, dar nu, dacă e greutatea grea și... Îi stoarce bine. Da, las până de sară asta așa. Sara las până dimineața și după aia iese tot. Cam cu cașul am căgătat. Este un strânsoare acolo, asta stoarce, da. N-am stoar. Te bărci ca și greutate. Ăsta am gătat, acum să punem urda pe foc.